Am ales astăzi să fac o vizită în teren pentru a vedea la fața locului cum se derulează câteva obiective de investiții din orașul nostru. Au fost prezenți alături de mine cei care practic răspund de derularea acestor lucrări, și anume reprezentanții ai firmei, dirigintele de șantier, dar și echipa de management care răspunde de derularea investiției. Am spus mereu că educația trebuie să reprezinte pentru orice comunitate locală o prioritate. Astfel că la școala generală numărul 4 avem un exemplu în care vreau să arăt că aceste investiții continuă și în perioada următoare. Sigur că mă nemulțumește stadiul la care suntem în momentul de față vis-a-vis de implementarea proiectului, dar în același timp am observat optimism din partea celor care derulează investiția, iar faptul că ne îndreptăm într-o direcție bună nu poate decât să îmi creeze speranța că până la finalul anului viitor lucrările la școala generală numărul 4 vor fi finalizate.